Cele trei dimensiuni prin care privesc eu acest subiect sunt: unul, legal; al doilea, civic, moral, de comunitate, de familie; și al treilea, politic. Din punct de vedere legal, până în momentul semnării autorizației de construire, nu există nicio fisură, nicio fractură. Nu există nicio virgulă încălcată, nu există nicio favoare pe care eu sau oricine din echipa mea s-o fi făcut investitorului. Din contră, vă repet, m-am bucurat că are avizul forului suprem în domeniul culturii, ministerului. Nu l-am privit niciodată pe domnul Bucovală cu adversitate. Vă spun, din punct de vedere legal, va confirma cel mai probabil controlul ISC, Inspectoratului de Stat în Construcții, va confirma ceea ce vă spun. Pentru că sunt în momentul de față, după adrese de la toată lumea, societate civilă, prefect, toată lumea a făcut hârtii, sunt controlate astăzi atât hotărârea de Consiliul Local de aprobare a PUD-ului, cât și documentația pentru obținerea autorizației de construire, DTAC-ul, da? Totul este controlat. Mergând mai departe, vă spun că în ceea ce privește al doilea aspect, de grijă de patrimoniu, de ce am spus că mă bucur? Pentru că multă vreme orașul nostru a fost înghețat. Nimeni nu lua nicio poziție, nimeni nu făcea nimic, orice se întâmpla. De data aceasta am văzut că ceea ce au făcut colegii de-ai dumneavoastră jurnaliști multă vreme, s-au luptat pentru conștientizarea importanței patrimoniului. Au făcut octogon confesional, povestea unei case, povestea unei străzi. Ușor, ușor ne trezește și avem o conștiință și o identitate. Așa aș vrea să fie privită orice lucrare în perimetrul protejat de